Am revenit după o pauză puțin mai lungă. Să știți că am fost în concediu și de asta nu am postat timp de câteva săptămâni. S-au întâmplat foarte multe în timpul concediului. Mi-am făcut aici o listă să nu cumva să uit niște lucruri importante, dar cu ceea ce aș vrea să încep este să vă mulțumesc pentru mesajele care mi le-ați trimis în ultimele săptămâni. Mult m-ați întrebat ce facem, cum suntem, e totul în regulă. Am primit și multe mesaje de la viitoarele mămici care mi-au împărtășit vești bune. Din păcate am primit și mesaje mai puțin fericite de la mămici care nu au reușit sau încă mai așteaptă să reușească. Să știți că eu mă bucur să primesc orice fel de mesaj de la voi și puteți să-mi scrieți liniștite oricând dacă aveți nevoie să vorbiți cu cineva. Dacă doar vreți să împărtășiți sau orice, să știți că puteți să-mi scrieți oricând, eu vă voi răspunde. Sunt foarte multe persoane cu care țin legătura constant, mă bucur foarte mult pentru toate mesajele lor și puteți să-mi scrieți oricând. Și ce s-a întâmplat în timpul concediului? În primul și în primul rând, cel mai important este, am început concediul cu un consult la doctor. A fost consultul de 16 săptămâni. Am așteptat cu nerăbdare, bineînțeles, ca orice consult, dar în același timp mi-a fost și frică nu cumva să fie ceva în neregulă. Ca noroc, totul a fost perfect. S-a uitat pe ecograf doctorul la toate organele, am numărat degețelele de la mâini, de la picioare, s-a uitat la creier, s-a uitat la inimă, la toate celelalte organe. A confirmat din nou că este un băiețel, a spus că se vede foarte clar. Ce mi-a plăcut cel mai mult în timpul ecografului este când ne-a arătat și raspinări. Atât de frumos se vedeau așa toată coloana, cum îi venea coastele, iarăși foarte, foarte m-a impresionat. Și ne-a arătat cum este bebe poziționat. Deci, cred că v-am mai spus în alt video că el s-a implantat în partea stângă a uterului, după cum știți, am uter bicorn, care este împărțit în două părți, deci la mine sarcina s-a prins în partea stângă și în momentul ecoului, bebe era poziționat cumva așa în lungime, avea piciorușele chiar aici în spate și capul îi venea undeva pe aici, pe la mijlocul burticii mele și s-a văzut și foarte frumos uterul bicorn, pentru că cum avea bebe capul pe undeva pe aici, se vedea așa cum vine o chestie așa în jos, cum e uterul bicorn, iar aici aveam o chestie micuță, care încă nu era. Deci aici cum era bebe, era lărgit, bineînțeles, uterul, și aici în partea cealaltă nu era lărgit, era o chestie așa foarte micuță, se vedea foarte clar, este cealaltă parte care încă nu s-a extins. Și ce mi-a spus doctorul este că cel mai probabil următoarele săptămâni, luni, sarcina se va extinde și pe cealaltă parte, în partea dreaptă. De asemenea, s-a uitat, nu s-a mai văzut deloc sângerarea care am avut-o. Am avut la începutul, cred că pe la 7, 8, 9 săptămâni, parcă dacă bine țin minte, am avut sângerări puțin mai intense, să spun, care veneau din partea dreaptă și a spus că acum sarcina a început să apese deja pe partea dreaptă și din cauza asta s-a oprit sângerarea și nu se mai vede, a spus. Ne-a explicat din nou toate rezultatele de la consultul de 12 săptămâni, pentru că după acel consult am vorbit doar la telefon, ne-a spus rezultatul că totul este ok, la toate testele genetice. Însă, față în față, când ne-am întâlnit la 16 săptămâni, din nou ne-a confirmat, ne-a arătat. Mi-am făcut și eu frumos o listă, știți, ca de obicei eu cu listele. Mi-am notat toate simptomele care am vrut să confirm cu el că sunt normale. Bineînțeles, mi-a spus, este normal, nu te stresa, totul este în regulă. Și deci a fost un succes acest consult, am fost foarte fericiți și ca să sărbătorim weekendul respectiv am plecat într-un mini concediu, să zic, de 3 zile. Am rămas aici în Belgia, am plecat într-un orășel care se numește Bruges, este aproape de mare
Și am stat acolo, ne-am relaxat, nu pot să zic că am făcut ceva foarte special. În prima zi doar ne-am plimbat, am luat cina în doi și așa mai departe. A doua zi parcă ne-am dus să vizităm un orășel chiar pe malul mării, se numește Ostende, unde ne-am plimbat toată ziua, am stat la soare, mă rog, n-a fost foarte mult soare, dar a fost plăcut, a fost foarte multă lume pe faleză și ne-am plimbat pe acolo toată ziua. Iar ultima zi este un parc național tot așa lângă mare și ne-am plimbat acolo. E o zonă foarte frumoasă, foarte multe păduri, iarăși ne-am plimbat pe malul mării, ne-am oprit și la un beach club, era un campus de asta pentru copii în momentul ăla și ne tot uitam cum se joacă copiii și îi învață acolo tot felul de chestii. Și cam atât a fost foarte relaxant și am profitat de acest timp să ne bucurăm de marea realizare de la 16 săptămâni, ne-am bucurat că totul a fost ok și cam asta a fost weekendul lung de la începutul concediului. Apoi am stat câteva zile acasă, Atilanca a lucrat în continuare, am avut timp doar pentru mine. Mi-am propus eu, o să am concediu, o să am timp să fac multe videouri pentru YouTube, o să am timp să studiez, vroiam să dau niște certificări, niște examene pentru la lucru, pentru dezvoltarea mea. Și, mă rog, mi-am propus foarte multe chestii să fac în timpul concediului, dar, bineînțeles, nu mi-a ieșit absolut nimic. Am stat doar liniștită, m-am relaxat, m-am odihnit, deci n-am făcut absolut nimic în timpul concediului. În afară de plimbări și mâncat și uitat la televizor și stat pe canapea, așa că a fost un concediu foarte plăcut. După care am avut niște prieteni care au venit din România să ne viziteze, mă rog, să ne viziteze, au venit în Belgia, după care am și plecat direct în Franța pentru o săptămână. Asta a fost, de fapt, excursia principală din timpul concediului. Și am mers cu mașina. Și am coborât pe partea de vest a Franței, deci am trecut prin Normandie, ne-am oprit în mai multe locuri, după care, am stat cele mai multe zile, am stat în Bretagne, unde am avut două baze, ne-am oprit mai întâi într-un orășel, de unde am mers, am văzut mai multe lucruri de acolo, gen excursii de o zi. Foarte, foarte frumoasă zona, deci dacă aveți posibilitatea, e extraordinar, niște peisaje și orășele și mâncarea, să nu mai zic, a fost bestială. Și de acolo ne-am dus, deci asta era undeva, dacă știți, Mont Saint-Michel, în zona aia, am fost inițial. Iar apoi, după câteva zile, am coborât puțin mai jos și iarăși am stat pe acolo 3 zile, ne-am tot plimbat, tot așa, pe lângă malul mării. Am avut foarte mare noroc cu vremea, pentru că se zicea că va ploua foarte mult cât timp vom fi acolo și nu prea ne-am așteptat să putem să facem plajă, să stăm la soare și chestii de genul. Dar, în schimb, chiar a fost vremea super frumoasă. Am luat-o destul de încet, să zic, deci toată excursia a fost pe ritmul meu. Ne-am tot oprit, mai umblam puțin, ne plimbam, mai vizitam un pic, ne opream la o terasă, la o cafea sau la un suc, iar mai umblam, iar ne mai opream undeva pe o băncuță, sub un copăcel, să stăm la umbră sau așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost foarte bine pentru mine, pentru că nu am obosit. A fost chiar vacanța ideală pentru momentul ăsta, să zic. Și, în rest, creștem, după cum vedeți. Burtica a crescut destul de bine. Am început într-un final, am tot așteptat când încep să adun greutate și m-am cântărit recent. Am pus puțin mai mult de 2 kg, în jur de 2-3 kg. M-am îngrășat. Acum nu știu dacă este de la bebe. Sau este din cauza că am mâncat atât de bine în timpul concediului? Nu știu. Hai să zicem că este de la bebe. Nici nu cred că v-am spus până acum, dar momentan am trecut de 20 de săptămâni. Deci am trecut de jumătate. Deja nici nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că am ajuns până aici și că deja suntem la jumate. Este incredibil, nu știu.
Este un sentiment ciudat, bucuria asta de nedescris. Am început să-l simțim pe bebe. Când am început să-l simt, cred că prin săptămâna 17, parcă pe la început, am început să simt așa niște chestii. Am zis, este mai ciudat, n-am mai simțit până atunci. Și după vreo 2-3 zile, îl tot puneam pe Atila, hai pune și tu mâna să vezi cum, dacă simți ceva, și a început și ea să simtă. Și de atunci atâta de mult ne distrăm toată ziua, tot îl urmărim, cum mișcă, ce mișcă, tot din piciorușe, din mâini, și e foarte activ. Mai ales, de cele mai multe ori, când mă pun eu, mă întind pe pat sau după ce, nu știu, am mâncat sau după ce am făcut ceva, mă întind și atunci încep. Simt în toate direcțiile, cu piciorușele, cu mâinile. E foarte haios și foarte drăguț. În rest, am început să căutăm creșe. Deja de ceva vreme am început să căutăm, însă, mă rog, e perioada de vară, toată lumea este în concediu. De câte ori sun, ori unul, ori alta este în concediu și numai nu reușesc să vorbesc cu multă lume. Într-un final, săptămâna asta am reușit să... La una dintre creșele la care am sunat, am reușit să fac o programare și o să mergem să vizităm această creșă, să vedem cum arată. Este o creșă privată, este foarte greu aici să găsim o creșă publică, dar să vedem ce o să găsim. Ce am mai început să fac în timpul concediului este lista pentru bebe. Este primul copil pentru noi și nu ne pricepem, sincer, deci suntem havarniști în ceea ce privește ce o să avem nevoie. Ce o să aibă nevoie bebe, și am făcut, studiat puțin, mi-am făcut o listă cu ce va trebui să cumpărăm, ce vom avea nevoie, și n-am început încă să cumpărăm absolut nimic, cred că este prea devreme, pentru noi cel puțin, dar cred că undeva prin septembrie o să începem să ne uităm mai activ la lucrurile pe care trebuie să le cumpărăm. Și încet, încet ne pregătim și noi pentru decembrie, când vine bebe. Acum așteptăm din nou să mergem la control la 21 de săptămâni. O să fie un control mai lung, ce că va dura o oră. Ne vor face un ecograf foarte, foarte, foarte detaliat. Să vedem, așteptăm cu nerăbdare să-l vedem din nou pe bebe, să vedem cât a crescut și cât este de activ și... Sperăm să avem vești bune de la doctor. Spuneți-mi și voi pe unde ați fost voi în concediu, cum v-a plăcut, dacă recomandați ceva anume. Ar fi interesant să aud și eu de la voi experiențele voastre din timpul vacanței și din timpul verii. Eu voi reveni, sper, mult mai frecvent de acum încolo. Cel mai probabil cu rezultatele de la controlul următor. Și până atunci, vă salut și mai bine!